cazul fetiței din Baia de Aramă, luată cu forța de procurorul Maria Pițurcă, a scandalizat o țară întreagă. Și în București, zeci de persoane au venit în semn de protest în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Printre protestatari au fost prezenți și avocați sau juriști, dar și oameni simpli care au fost marcați de cele întâmplate. Pentru maturi, pentru oamenii mari, procurorii o să înceapă să ne ia la bătaie. Ne ia din casă, ne iau la bătaie, ne calcă în picioare. Asta e România, din păcate. Nu avem justiție. În primul rând, procurarea nu avea dreptul să ridice copilul de acolo. Nu avea dreptul, nu era de competența ei. N-a avut ce să caute acolo. Mesajul ăsta este special pentru secția pentru procurori din cadrul CSM-ului, care de fiecare dată când inspecția judiciară sancționează un procuror, această secție specială de procurori din cadrul CSM-ului găsește de cuvință să spele acel procuror. Asta reprezintă nu forul pentru procurori, asta este CSM-ul, mai exact secția de procurori din cadrul CSM-ului. Cred că nimeni din țara asta n-ar fi procedat cum a procedat această doamnă procuror. Nu trebuie să fii jurist ca să-ți dai seama că atitudinea procuroarei în cazul Sorinei a fost total deplasată. Absurdul situației a indignat pe mulți dintre cei care au văzut la televizor imaginile cu fetița luată cu forța de oamenii legii. Sper să nu se mai repete abuzurile astea care au fost și să intrăm și noi într-o normalitate. Nu există oare suspiciunea de trafic de organe aici? Pentru că acea fetiță, din ce am auzit în presă, este compatibilă, ar fi compatibilă cu acel copil. Bun. Și atunci noi ce să facem, românii, să așteptăm să vină să ne ia copiii din casă pe motiv că nu i-am spălat bine pe față sau pe motiv că nu știu, nu i-am legat bine la șireturi? Protestatarii cu studii juridice, asemenea procurarei Pițurcă, spun că magistrații ar trebui testați psihologic cel puțin o dată pe an. Totodată ei cer ca procurorul Maria Pițurcă să fie aspru sancționată pentru abuzul comis. Procurorul General al României a stabilit ca până la soluționarea situației din punct de vedere legal, minora să nu părăsească țara. Și cred că este cea mai importantă decizie luată până în acest moment. Procurorul poate lua un infractor de acasă, nu are voie să ia niciodată un minor. Cazul fetiței de la Baia de Aramă a dus la demararea mai multor anchete în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Ministerului Justiției, dar și la Secția pentru Investigarea Magistraților. Totodată, avocatul poporului și ministrul Muncii Marius Budăi au cerut verificări pentru a stabili care au fost atribuțiile procurorului Maria Pițurcă în momentul în care Sorina a fost luată cu forța din casa în care a crescut.